Am să nu fiu nici chiar asta. Nu a spus nimic rău de mine, sincer. Dar nu ne-a dat tot ce... Nu consider că a spus nimic rău, din contră. A fost o persoană foarte bună. Băi, nu, am zis legat de ținuta ta, că ținutele tale că te îmbraci vulgar, că toată chiar mi se pare că te îmbraci destul de vulgar. Ce-mi place. Pentru ora la care se difuzează emisiunea. Iar legat de Bianca, Bianca mereu mi-a analizat stilul vestimentar, modul în care mă îmbrac și așa mai departe. Deși ea nu consider că se îmbracă de loc top. Sunt 5 minutele, Radu, unde te-am analizat? Să știi ceva! De exemplu, auzi, când te prefaci prost, Radu! Păi hai să, măi Radu acum, nu? Măi Radu acum? Păi dar noi acum suntem... Ascultați-mă, noi acum... Păi nu e bine, nu? Noi suntem într-o emisiune de îmbrăcăminte sau... Păi nu, dar... Da, ciudat, bă, cu hainele urâte. Dar n-ar nimeni de aici, nu cred că... Dacă mi se pare urât, de ce faceți asta, na? Am venit să ne judecăm. E urât. Să ne judecăm. Mie nu mi se pare urât, Radu. Mie mi se pare că tu cauți materiale cu mine în condiția în care eu nu vreau să vorbesc cu tine, omule. Nu vrei să vorbești, dar ieri când, când completai și erai boxa a doua... Păi n-am vorbit cu tine, am vorbit Anca, cu Anca. Vrei un sandwich? Ce anume? Am vorbit cu Anca, nu cu tine, spuneam ce să zic. Păi dar tu ce ești, boxe, ce ești, secretar, ce ești, de stat? Mai mult decât tine sunt, Radu. Ești nimic. Mai mult decât tine. Ești nimic, îți spun eu, ești zero. Trăiască! Uite, Radu! Radu! Gata! Ce s-a dus dincolo ca să cer pe mine? Păi nu poți să spui că nu ar fi mai mult. Nu poți să spui chestia asta. Puteți rămâi să vorbești cu ea. Gata! Da, de ce plecat? Închideți conexiunea. Închideți conexiunea. Unde? Închideți conexiunea. Dar ce face? Plânge? De ce plânge? Păi plânge că acum dacă eu i-am spus niște chestii... Radu, m-a săturat de tine și de toți. Nu mai pot. Nu mai pot. Radu, chiar vine în coași și vorbește cu ea. Du-te, du-te acolo și vorbește cu ea, mă. Păi da, mă, dar ieri când m-a atacat și alea, eu... Radu, m-am glumit despre tine, serios. Eu ți-am cerut și scuză dimineața că te-ai ofensat. Eu azi dimineață, când am început cu reisoane, am spus, Radu, îmi pare rău și scuze dacă te-ai ofensat pe ceea ce am spus, dar au fost la Caterinca. Vezi că eu nu cred, eu n-ai cum să spui, că nimeni de acolo n-ar fi cu sufletul să judece în halul ăsta, men. Dai, serios. Dar ea asta se simte rău, fizic. Așa și eu nu mă simt. Pentru că dacă tot și ne uităm, nu te simți. Nu ne, nimeni nu se îmbracă cine știe cum și nimeni nu se îmbracă tot și nu te uităm la asta. Da, mi-a explicat și mie de ce plânge Bianca. Ce ai zis? Am zis că nici mie, așa am zis că și de ce plânge și Bianca? Cum? De ce plânge Bianca? Păi pentru că e încălcată, pentru că vrea să plece acasă, pentru că o să se simte atacată că nu a spus nimic, că a fost doar o Caterinca. Păi da, dar a zis că... Manu, tu nu-i... Manu, nu e cu asta. Se simte rău, e bine să vomite, are o stare proastă și plus se bagă Radu. Dar nu e legată de Radu, sau? E legată de situația în general. Toate, se pun toate la un loc. Nu știu, frate, toată lumea clachează aici. Cum să nu? În momentul ăsta trebuie să fiu Bogdan. Acum eu să pic ăla, știi că am fost rău. Dar ieri când toată lumea a fost rea... Dar nu mai știu, care a fost punctul care de care a putut să plângă aici? Că nu mai știu. Că mi-a zis că se îmbracă ca o femeie de 44 de ani. De-aia mie că mi-a zis că nu mă îmbrac, mi-a zis 200.000 de euro. Toți avem aici outfit-uri diferite și stiluri diferite. Păi nu, dar aici n-am venit, frate, să ne comparăm cum ne îmbrăcăm. Dacă vrei să vedem cum ne îmbrăcăm, fiecare se îmbracă pe stilul lui. Păi, poate să zici, atunci te dăm un designer shoes. Gen, eu bine, tu prost. Și pe asta a deranjat-o, Maxim, că eu m-am legat de cum se îmbracă ea. Nu, mă, nu cred că a fost. Atât, asta a fost. Nu, are ea, e încărcată ea deja. Nu, mai că oricum a fost o stare mai proastă înainte. Și na, asta a umplut pahar. Nu-mi faci. Stai prost, stai cură. Nu mă enervează. Dar nu mai cunoaște, că asta, Alina, asta vrea. Nu vreau. Stai-ți-l cu șerțel. Nu mai buu. Dar e prost de gură, serios, e foarte prost de gură. Când e... Și am început și scuze azi dimineața dacă s-a simțit. Ieri îl durea în cot, ceea ce spuneam și asta face pe victima. Dar la ce-i prost? Da. Păi îi place, știi doar. Radu exagerează ca întotdeauna. Dar nu mai, nu mai... Nu pune la suflet pentru că știi cum... Dar nu pun la suflet. Mă enervează contextul, situația, cum caut el la anturaj. Chestii. Și mie îmi spune că eu zero. Dar el pe el s-a văzut cine, eu nu înțeleg, Doamne, ferești să faci din asta. Oh, Doamne. Dar de la ce s-a luat? Nu plânge pentru Radu, eu plânge pentru că e rău fizic.
are niște dureri fizice. Da, da, da. Și plus în momentul ăsta se simte singură, că nu este Lil lângă ea, că vrea să iasă, vrea să plece acasă sau cum fac mai multe. Și n-avea chef să-l ascult pe Radu. Și a zis să înceteze, adică să nu înceapă, dar Radu o dat-o și mai tare. Păi și... de ce a venit Radu aici o secundă? Dar chiar ce-a făcut Radu aici? A? Ce-a făcut aici? A venit Radu aici și a plecat. Într-un fel să răzbune pentru Anca și să-i spună ce părere are despre Anca. Și-a băgat în ecuație și pe Anca. Și pe Bianca. Acolo început. Da. Trebuia să-l luați afară. Trebuia să-l luați afară. Pe Radu? Dar vezi că Radu... A început cu Bianca, adică putea să-i spună aici, în față. De el s-a dus, s-a dus imediat și după, prin conexiune, i-a spus. A, crezi că și aici i-a zis. Nu, a început și a văzut că Bianca... I-a zis și eu. S-a agitat și nu înțeleg de ce nu i-a spus aici ce avea de spus. A dus partea cealaltă. Păi, pe Radu numai pe conexiune spune chestii. Da, știu. Te simți mai bine acum? Nu. Vezi? Ți-ai răspuns singur. E moment prost, lasă-l. Ți-ai răspuns singur. Lasă-mă de acum, Achie. Ce pază-l Radu acum, că ai putut să plângă, bro. E rece. Bă, îmi pare mult de că am putut să plângă, că n-am vrut să o aduc chiar în starea asta, dar am trebuit să încărca pe alte lucruri. Eu nu i-am spus nimic, i-am spus doar că... Măi, a fost rău de dimineață oricum, nu? Ia, da, da. Ia, ieri când a stat pe colț acolo și a și comentat și că era secretară de stat... Uite. Ea se simte foarte rău din altul. Ia, da. Cameră. Pot să mă duc până la Bianca să vorbesc cu ea? Las-o, Cam. E să nu vrea, Radu. Chestia asta. Mersi. Radu, cred că nu vrea. Da. Rosaf? Bă, mi-mi pare rău. Ea, de fapt, este foarte afectată de ce se întâmplă, că nu e Alin. Și ne vede pe toți, cum suntem noi. Și nu vine nici aici, că nu are de ce să vină? Exact. Alin, nu se, Bianca nu se mai ceră la cameră, rămâne doar acolo în casă. Îți dai seama, că e nașpa. Știi, adică e una când spui că tu n-ai pe părere că ești și una când jignești. Și el mereu asta face, mereu. Ajunge într-un buc. Când gata. Dar știi care e chestia? Că eu acum n-am stare necesară să mă pun în gură cu nimeni. Nu vreau. Nu vreau. Efectiv, nu vreau. Nu-mi pasă. Nu vreau. Și mi-e rău. Și se pune și el pe capul meu. Și ce vrea de la mine? Eu nu înțeleg, Doamne ferește. Păi și acum, pe conexiune, ce ai zis? Că e zero, că se îmbracă ca o... stilul ei vestimentar ca o doamnă de 42 de ani. Doamne! Să se răzbune, na. Ce râzi? E răutăcios așa de el, de genul așa. Da, e răutăcios. Poate să zic. Te... Cine vine? Repară ce ai stricat. Mai când a stricat toată lumea? Ai, Radu, acum lasă. Și-a venit aici, da. Dar duc. Lasă. Nu vreau să te văd, pleacă de aici, că nu am treabă. Radu, te văd cam rău. De fapt, nu vreau să vină. Veni să te pui pe suflet? Nu. Nu vreau să vorbesc. Să știi, și nu-mi pasă ce ai de gând să spui. Spune la fanii tăi, este ierte acolo, vezi tu. Mii de pace. De nu, ascultă-mă. Nu mă atinge. Ascultă-mă puțin, atinge, Bianca. Eu doar ți-am spus ca să vezi cum a fost faza. Da. Hainele, atâta eu, tot. Eu nu ți-am spus. Eu nu ți-am zis că tu ești zero. Eu nu ți-am zis nimic din toată asta. Eu ți-am zis că mă duc la baie, că mi-e rău, că n-am chef să te ascult. Am înțeles asta de la Larisa. Toate chestiile este. Și pur și simplu n-am chef de niciun material. Ok? Eu azi vreau să fiu în vacanță, pe foaie de boală, foaie medicală, dar nu. Ok? Uite, eu îmi cer scuze față de tine dacă te-am putut să-ți spus legătură. Te iert. Hai, gata. Nu-mi pasă. Doamne, nu mai pot. Băi, ideea e că sunt toți foarte încărcați aici. Nu știu ce să zic.
Ideea e că ceea ce s-a întâmplat ieri, n-am ales noi să spunem pedepsile astea, eu cum ți-am spus? Eu am înțeles pedepsa în sine. Eu ieri m-am simțit pus acolo în colț și toată lumea m-a... Okay. Da, nu vreți să vă duceți să vorbiți în altă parte? Nu, că vreau să particip și tu. Că nu vreau să particip. Ea nu vrea să stăie. Că vreau să stau aici la răcoare, liniștită, da, fără... Fără cameră, nu, da. Măcar fără voi. Oh, Doamne.